O să vorbim în partea a doua a emisiunii cu o doamnă care organizează festivalul Cânepii la Sălaj, în județul Sălaj. Dar până atunci vom vedea o casă a Cânepii care este construită în ograda lui Gheorghe Căpușan la Muzeul Poarta de Sufeleacă de aici, din Sopor, lângă Cluj-Napoca. Ideea de a construi la Cluj casa Cânepii este un vis mai vechi al clujanului Gheorghe Căpușan, un mare iubitor al tradițiilor românești. A participat astfel la un concurs de proiecte pe care l-a câștigat cu ușurință, prezentând casa tradițională care va găzdui muzeul. Premiul, în valoare de 15.000 de euro, a constat în materia primă necesară construcției, puzderie de cânepă și var. Să amestecă apă, var, cânepă, să face un material care, sigur că la noi în România nu prea e cunoscut, dar la final el este foarte rezistent, bun termic, nu intră gândacii, nu intră rozătoarele și, pardoseală, pereți, tavan, tot din cânepă, 40 cm grosime, casa e foarte călduroasă. Tehnologia care conține cele trei ingrediente a fost importată din Statele Unite, după care s-a răspândit și în Europa. În trecut, românii foloseau cânepa mai mult pentru construirea cotețelor. Pentru tavan, pardoseală și pereți, rețete diferite. Varul se pune mai mult sau mai puțin, dar cânepa este tot aceeași. Nu există drog aici. Vă gândiți că partea de drog este undeva în frunze și în flori. Mai puțin în frunze. Asta deja e partea lemnoasă a plantei. Totul e bun din cânepă. Rădăcină, frunze, flori, partea textilă, partea lemnoasă. Ne-am cam speriat noi în ultimii 20 de ani, dar ne revenim. Cânepa are o serie de întrebuințări în funcție de ceea ce folosim din structura plantei. Aici avem... Asta e puzderia. Asta e partea textilă, uitați cât e de fin și de elegant. Când ajunge la meliță, e și mai elegant și mai subțire. Sigur că pe plantă, aici au fost frunzele și florile, noi folosim doar puzderia și partea textilă. Casa Cânepii urmează să fie finalizată anul viitor, dacă proprietarii vor găsi fonduri pentru achiziționarea geamurilor. Casa va găzdui un muzeu, dar și activități pentru copii și studenți. Până în anul 1989, România era pe primul loc în Europa și pe locul 3 în lume la cultura și prelucrarea cânepii. În prezent, în regim industrial, se cultivă doar la Carei, Timișoara și Fălticeni. În industria construcțiilor, momentan, există o criză de cânepă. Să învățăm despre plante, aceasta ar putea să fie ideea comună a celor două doamne care sunt invitatele noastre în partea a doua a emisiunii. Este vorba despre profesorul universitar Mirela Cordea, prodecan al Facultății de Horticultură de la USMV Cluj. De asemenea, doamna Leontina Prodan, inițiatoarea proiectului Școala din Natură. Le-am adus împreună astăzi pentru că au idei similare, chiar dacă acestea se află la mare, la oarecare distanță, destul de mare unele de altele. Doamna Cordea este inițiatoarea proiectului Horticultura, Creativitate, Pasiune și Carieră, începe chiar de luni, iar doamna Prodan este inițiatoarea proiectului Școala din Natură, care se desfășoară în județul Sălaj. Să rămână, doamnelor! Bună ziua. Bună ziua! Începem cu doamna Cordea, că e în stânga așa și o luăm de la stânga la dreapta. Îmi vorbiți puțin, vă rog frumos, despre acest proiect care este online, din păcate, anul acesta. Horticultura, Creativitate, Pasiune și Carieră, organizat prin intermediul programului ROSE. Da, așa este. Este un program, un proiect al Facultății de Horticultură din cadrul USMV Cluj-Napoca, care a început în 2019, în care am desfășurat primul an în 2019, apoi, datorită condițiilor pandemice în 2020, și nu l-am mai desfășurat, sperând ca să-l putem desfășura fizic și să aducem elevii la noi în universitate, dar din păcate și anul acesta a trebuit să continuăm pe online.
spun din păcate, pentru că ne-am fi dorit ca acești elevi să vină în universitate și în campus ca să se obișnuiască cu mediul academic, cu facultățile aferente universității noastre, cu laboratoarele și tot ce se face la noi în universitate. Da, e un avantaj foarte mare pentru USAMV faptul că are acel campus care îi impresionează de la început pe cei care intră acolo. Așa este și horticultura este una dintre specializările care se ocupă și cu întreținerea campusului și tot ce înseamnă că în momentul în care spui horticultură, spui pomicultură, spui viticultură, floricultură, legumicultură, arhitectură peisageră, deci toate la un loc înseamnă horticultură. Da, cred că îi puteți impresiona, îmi cer scuze, și cu acea mini grădină botanică din de pe deal. Așa este. Da, unde sunt acei nuferi foarte frumoși. Așa este. Bun, mergem la sălaj, la doamna Leontina Prodan, să o rugăm să ne spună cum s-a gândit să organizeze școala din natură, ce presupune acest lucru, cine este invitat să facă școală în natură. Totul a pornit foarte simplu, pentru că eram la Timișoara, activam acolo într-o asociație culturală, tradiții și identitate și aveam o școală, am inițiat-o împreună cu Sebastian Lința, cel care de altfel a și făcut proiectul pentru Casa Cânepii, care se construiește acum la Cluj. Și am inițiat noi atunci o școală, i-am zis START, Școală Tehnică de Arte Românești Tradiționale. Fiind la Timișoara, având Muzeul Cânepii, având un spațiu generos pentru ateliere, a fost simplu, dar de un an și jumătate m-am mutat la țară, am revenit în satul meu natal, Bâlgău al Mașului, unde avem și Grădina Zmeilor din județul Sălaj. Și am zis că voi continua această școală, dar n-am avut spațiu. Și am zis, noi bai, o să am o școală fără bănci, fără pereți, fără ziduri, fără... nu dau diplome. Și atunci mi-am luat un cort, m-am dus în Grădina Zmeilor, unde părinții mei au un pământ, am moștenit acolo un pământ, și excursioniștii care veneau acolo, uitați, copiii de la diverse școli, veneau cu autocarul, nu îi întâmpina nimeni să-i trebuie unde vor, ce vor să facă, ce știu despre Grădina Zmeilor. Și atunci am intrat cu ei în povești și pe mine mă pasionează beneficiile și puterea plantelor medicinale pe care ni le-a lăsat Dumnezeu să le consumăm, să ne fie alimente, nu medicamente. În același timp și medicamente. Și atunci împreună cu copiii le-am povestit despre tot felul de plante. Uitați în imagine, mai înainte am avut un cireș foarte interesant, care crește numai în America. Nu știu cum a ajuns la noi. Acum scoapte fructele lor. Copiii m-au văzut că adun fân, au venit și ei să mă ajute. Le-am povestit despre legendele satului, legendele locului, cum au luat naștere acele stânci. Aici am organizat și ziua cânepii, tot în aer liber. Am făcut o dezbatere pe tema cânepa, tradiție și meșteșug. Domnul Căpușan cu Sebastian Lința au realizat un workshop, sau cum se spune, un seminar, un atelier cu zidăria de cânepă. Să știți că zidăria de cânepă s-a folosit în satele românești. Foarte simplu, apă, var și puzderia de cânepă. Nu este o invenție și rețeta americană, doar că ea nu s-a predat în școlile de arhitectură și noi... Am revenit, cum să spune, la această tradiție. Cânepa a fost cultivată în urmă cu 5.000 de ani, e menționat acest lucru, în Egipt. S-ar putea ca și piramidele de acolo să fie făcute din acest beton de cânepă. Iar domnul Căpușan a preluat construcția acestei case, fiind și inginer de meserie, având și locul, spațiu, că a fost foarte greu să obținem o autorizare să facem această casă. Eu am putut să o fac aici la mine în sat, dar nu mi s-a dat voie, pentru că era vorba de cânepă și toată lumea se gândea la droguri. E o mare manipulare pe tema drogurilor. Nu este. Este cea mai benefică plantă de pe pământ și cred că mulți realizează acum de ce ni s-a interzis. Pentru că are foarte multe beneficii. Ozonizează atmosfera, detoxifică pământul. Acum am uit la imaginele care le transmiteți dumneavoastră, acesta era cortul meu. Vedeți, aici am făcut o claie de fân și cu mesajul Întoarce-te la natură. Fac ateliere cu zâna cânepii.
sute, mii de copii, pot să spun, în Timișoara și în biserici, în școli, acasă la mine, sus pe deal, în târguri. Merg cu un băț de cânepă pe care fac o păpușă cu noduri, o tehnică pe care am preluat-o și din altă parte și de la noi, și pentru că eu făceam jucării și când eram mai mică. Da, doamnă Prodan, eu v-aș prezenta-o pe doamna Mirela Cordea de la USMV, poate, care are interese tot legate de plante și poate reușiți împreună, nu știu, să faceți lucruri frumoase. Sigur, a fost o încercare de trecere spre doamna Cordea, o să încerc să vă pun întrebări pe rând. Ce ziceți, doamna Cordea, despre cânepă? Despre cânepă pot să spun că, într-adevăr, este o plantă foarte folositoare și utilă. Și mai mult de atât, avem cultivată cânepă în cadrul stațiunii noastre și este în studiu această specie și această plantă. Una dintre mastrandele noastre a avut chiar o lucrare de disertație pe care a susținut-o despre cânepă și modul cum se comportă ea la noi în universitate. Și, într-adevăr, a fost un început mai greu pentru că a avut nevoie de foarte multe aprobări pentru că era vorba de cânepă, dar până la urmă a reușit să obțină toate aceste aprobări și avem în studiu câteva soiuri de cânepă. Vedeți, nu plecăm de la zero într-o eventuală colaborare. Da. Doamnă Cordea, cine vine până la urmă, sigur online, la școala dumneavoastră de vară, când începe? Dați-mi niște detalii despre proiectul acesta, în plus. Da. Proiectul se adresează în principal elevilor de liceu din zona de nord-vest și centru a României. Ne-am axat pe liceele din această zonă, care sunt apropiate nouă și universității. Și în principal se adresează elevilor care provin din familii cu venituri mai reduse, din familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați în străinătate, cei care sunt din familii monoparentale, cu diverse nevoi speciale. Și prin care, noi prin acest proiect încercăm să îi ajutăm și să îi conștientizăm cât de util este și cât de benefic este să îți termini studiile liceale, să îți iei bacalaureatul și de ce nu să urmezi o facultate. Pentru că toate acestea înseamnă investiție în viitorul fiecăruia dintre noi. Este importantă educația și știm că fără educație nu se poate face absolut nimic și atunci pe acești tineri încercăm să îi motivăm și să le arătăm cât de multe pot să facă în facultate, chiar online de data aceasta, pentru că pe parcursul celor două săptămâni când se va desfășura proiectul, respectiv din 30 august până în 10 septembrie, vor avea diferite activități online cu colegii de-ai mei, în care vor începe să cunoască campusul nostru universitar, facultatea, asociațiile studențești, viața studențească. Vom avea și activități online, așa cum vom reuși de entertainment, pe care o să încercăm să-i atragem pe elevi în aceste activități. Vom avea și cursuri de dezvoltare personală. De asemenea, vom merge în vizită la fermieri horticoli, la absolvenții noștri care au dezvoltat deja afaceri de succes și avem o temă într-una din zile, inginer horticol pentru o zi, și vom avea câteva incursiuni la acești foști absolvenți de-ai noștri, care acum pot să le spun că sunt oameni de afaceri și dezvoltă afaceri în domeniul horticol, să vadă cât de frumos este. Nu spun că este ușor, este o muncă grea, dar în același timp satisfacțiile sunt pe măsură. Știu că selecția s-a făcut până în data de 2 august, așadar știți deja de mai mult timp, cel puțin așa era prevăzut înainte de a porni acest proiect. Vreau să-mi spuneți câți tineri s-au înscris, câți liceeni s-au înscris, pe câți i-ați selectat sau cum s-a întâmplat procesul acesta de selecție?
Da, distribuția și procesul de selecție a mers pe baza liceelor, care sunt și avem o listă de licee, că prin acest proiect sunt doar anumite licee eligibile, unde am primit invitația lor de a se înscrie în acest proiect ROSE. Selecția s-a făcut foarte ușor, în sensul că ele trebuiau să îndeplinească una din acele condiții de eligibilitate. Până în momentul de față, să știți că avem elevi înscriși, avem 34 de elevi care vor participa la acest proiect și la aceste cursuri și sunt din toate județele. Dacă mă duc și vă spun că avem din Harghita, din Mureș, din Brașov, din Maramureș, din Sălaj, Alba, practic din toate județele limitrofe Clujului și din Cluj, evident. Avem și din Cluj elevi care participă, iar acum, în ultima săptămână, pregătim programul și toate și ținim în permanent legătura prin e-mail cu ei, îmi scriau că sunt de nerăbdători și abia așteaptă să înceapă cursurile, chiar dacă sunt online. De ce am ales să le facem online? Pentru că n-am putut să ne riscăm să nu le mai facem cum nu le-am făcut anul trecut. Doamnă profesoară Cordea, o ultimă întrebare am la dumneavoastră, foarte scurtă. Dacă din aceste proiecte anterioare s-a întâmplat ca vreunul dintre cei care au participat să devină mai apoi studentul dumneavoastră? S-a întâmplat. Să știți că s-a întâmplat. S-a întâmplat și suntem bucuroși că s-a întâmplat lucrul ăsta și să știți că proiectele acestea ROSE se desfășoară în fiecare facultate din cadrul universității noastre. Deci avem un proiect ROSE și în cadrul Facultății de Agricultură și de Zootehnie și cel de Știința și Tehnologia Alimentelor și de Medicină Veterinară. Toate se desfășoară în această perioadă, iar elevii până la urmă devin studenții noștri și sunt studenții noștri și ne bucurăm pentru asta. Pentru cei care nu știu, ROSE este un proiect conceput de Ministerul Educației cu 200 de milioane de euro, dacă știu eu bine, fonduri de la Banca Mondială, nu? Știu bine, oare? Așa este. Mulțumesc. Da, așa este. Mulțumesc foarte mult, doamnă Cordea. Mergem din nou la doamna Leontina Prodan. Mi-ați spus că este un aspect foarte important în tot ce faceți acolo, ceea ce se numește storytelling, adică poveștile. Până la urmă e vorba și de plante, dar este vorba și despre poveștile despre plante. Ne-a spus despre cânepe mai multe. Mai spuneți-ne o poveste, vă rog. Păi, o poveste care urmează poate să o realizăm cu facultatea din Cluj, pentru că și eu am terminat acolo un master și lucrarea mea de disertație s-a numit Drumul Linului și Cânepii. Dar eu le propun să colaborăm, să comunice copiilor cu care lucrează online că tot ce mănâncă acum legat de fructe, semințe, sâmburi, să le adune, să le usuce și așa pe la jumătatea lunii octombrie să ne facă o vizită în grădina zmeilor și să plantăm acei sâmburi și semințe. Mai avem și niște pomi sau copaci, cum să le spun eu, sălbatici, crescuți pe acolo, se pot altoi, dar peste vreo 2-3 ani mă gândesc că mulți din sâmburii pe care îi vom planta vor crește și avem nevoie de horticultori să ne învețe să-i altoim. Da, ne-ați spus că a venit lumea la grădina zmeilor și i-ați deturnat pe unii sau ați încercat să-i atrageți alături de dumneavoastră. Ați găsit și alte metode prin care să-i aduceți acolo, nu știu, online acum, că asta e cu tehnologia, să se înscrie, să vină, să învețe natura alături de dumneavoastră, că sunt multe lucruri interesante de învățat la gâlgău al mașului. Online nu și nici nu-mi place. Mie îmi place practic să pună copiii mâna. A fost vară, a fost în aer liber, ne-am dus prin pădure. Avem o pădure de lăcrămioare, lăcrămioarele în forest pe la 1 mai. Am conceput eu așa niște trasee turistice, pentru că eu aici sunt născută și le știu. Este fundul Mării Sarmatice cu roci vulcanice de suprafață. Foarte mulți consideră că este loc unic în lume. Unii spun că ar fi 3 locuri de genul acesta. Eu am copilărit aici, la bunica mea în grădină. Este un ochi de mare, deci mai e un ochi de mare, fără fund. Apa aceea nu îngheață niciodată. Toată lumea poate să vină acolo să spele haine și nu folosesc detergent. În jurul acelui tău, așa îi zicem noi tău, este un pământ, îi zicem tremurișcă. Acolo, prin primul război mondial, când a trecut o șaretă cu oameni, s-a
scufundat și n-a mai putut fi scoasă niciodată. Și noi, copiii, când ne jucam, bunicul meu tot îngrădea acolo și mai tot punea nisip și pietriști, dacă ajungeam în locul acela, să știți că nu mai puteam să ieșim. Eu am încercat, am băgat acolo o rudă așa mare, lungă, și să văd cât e de adânc. Și cât pe ce, că n-am mai putut, n-am nici vorbă să mai pot să o trag înapoi. Pur și simplu vedeam cum o trage pământul în jos, la tremurișcă. Doamna Prodan, ne-ați convins, venim și noi la Gâlgău al Mașului cât de curând. Mulțumim tare frumos pentru intervenția dumneavoastră și sper cât mai mulți dintre copii, cât mai mulți dintre ardeleni să vină acolo să învețe lucruri interesante la Școala din Natură. Aceasta a fost partea a doua emisiunii. Trebuie să le mulțumesc celor două invitate, profesorul universitar Mirela Cordea de la USMV, prodecan la Facultatea de Horticultură, și doamna Leontina Prodan, inițiatoarea proiectului Școala din Natură și o mare expertă în ceea ce privește cânepa.